Vă salut, dragi prieteni, astăzi din Brașov. Nu am o veste bună. A murit marele interpret de muzică ușoară George Niculescu, Dumnezeu să-l odinească. L-am cunoscut în anul 1999, atunci când am fost cu Cornelia, când aveam formația Macos la Cluj. Acolo a fost înmormântat celălalt mare interpret de muzică românească, Iuliu Merca, Dumnezeu să-l odinească, și pe el, celebra formație semnală M, a fost și este bine cunoscută și aducem o recunoștință acestor interpreți. Astăzi George Niculescu s-a dus spre eternitate. Eternitate s-a numit și melodia care l-a consacrat și desigur acum este la un loc mai bun. O să pun aici poza cu Maria Cornelia de la Macos și George Niculescu, poză făcută de mine chiar la înmormântarea lui Iuliu Merca.